Soția lui Victor Socaciu, mărturisiri cu tremurătoare după moartea lui. Brândușa i duce dorul. Peste așa ceva nu se poate trece o Victor Socaciu a murit în urmă cu mai bine de un an, însă soția lui îi duce dorul ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Brândușa a făcut mărturisiri cu tremurătoare după ce artistul s-a stins din viață, spunând că timpul i-a adâncit rănile. Moartea soțului ei i-a lăsat răni adânci în suflet care nu s-au vindecat nici după aproape doi ani după ce s-a stins din viață. Brândușa a vorbit la Antena Stars despre Victor Socaciu și marea iubire a vieții ei, căruia îi duce dorul tot mai mult în fiecare zi. Se pare că timpul nu a ajutat-o deloc în înlăturarea acestei suferințe. Victor Socaciu și Brândușa s-au iubit și au trăit o poveste de dragoste desprinsă din filmele romantice, însă totul a luat sfârșit atunci când el a murit. Soția artistului trece încă prin clipe cumplite și nu crede că va putea să treacă vreodată peste pierderea soțului ei. Brândușa a spus că timpul i-a adâncit rănile din suflet, provocate de moartea soțului ei, și nu mai poate să treacă peste acel moment greu. Din 27 decembrie 2021 și până acum, soția artistului abia mai poate să-și găsească liniștea, însă a spus că este foarte greu, fără el este foarte greu. Nu știu dacă timpul rezolvă astfel de probleme. Din contră, mi se pare că este mai greu. Peste așa ceva nu se poate trece cu ușurință. Este dispariția unui om cu care a împărțit și bune și rele. 15 ani din viața mea și din viața lui, a declarat Brândușa la antena Stars.